În cadrul evenimentului Gala Ambasadorilor organizat în cadrul celei de-a treia ediție a Zilelor Maramureșului, s-a acordat titlurile de ambasador ai turismului pentru diverse categorii. La categoria turism religios au fost nominalizați preotul Grigore Luțai din Săpânța, maica stareță Filoftea de la Mănăstirea Bârsana și părintele Macarie Motogna de la Mănăstirea Rohia. La categoria showbiz au fost numiți ambasadori ai turismului maramureșan Mihai Morar și Nicolae Tant, iar la categoria muzică ușoară au fost recompensați Paula Seling, Adrian Sână și Ducu Berții. Vă spun că poate că în adâncul sufletului meu m-am întrebat oare ce am făcut să fiu aici în această seară și după aia am înțeles că practic tot ceea ce acest loc minunat, Maramureșul, a investit în mine, probabil că s-a întors. Pentru că aici am învățat în primul rând să fiu om, aici am învățat ce înseamnă să fiu cinstit, să fiu om cinstit, să fiu om bun, să pot să-i ajut pe ceilalți, pentru că lucrurile astea sunt lege aici în zona noastră. Aici am învățat să-mi respect munca pe care o fac și să mă întorc întotdeauna acasă și oriunde aș fi să vorbesc despre acasă cu cea mai mare dragoste, pentru că dragostea este sinceră pentru acest loc frumos, acasă. Vă mulțumesc, mulțumesc tuturor celor care s-au gândit să mă premieze cu acest minunat premiu, am să-l prețuiesc pentru că înseamnă enorm pentru mine. Maramureșul înseamnă pentru mine iubire, înseamnă început, înseamnă moment, înseamnă întoarcerea acasă. Vă mulțumesc din suflet! La categoria Cultura Artă Populară, titluri de ambasador ai turismului maramureșan au fost conferite academicianului Marius Porumb, lui Dumitru Pop, Daniel Leș și Toader Bârsan. În ceea ce privește categoria Folclor, păstrători de tradiții, au fost recompensați Ștefan Petreuș, Dumitru Fărcaș, Angela Buciu, Nicolae Sabău și Grigore Leșe. La categoria Sport au primit titluri de ambasadori Cristian Balaș, Sean Morel, Monica Iagăr, Rodica Dunca și Adrian Arbuzov. O altă categorie premiată a fost a personalităților care nu sunt din Maramureș, dar sunt promotori ai acestuia: Peter Hurley, Ana Blandiana, academician Alexandru Surdu și Daniel Buzdugan.